Prin titluri și imagini, efecte video și audio, unele instituții de presă au selectat imagini, foto și video astfel încât să prezinte unii subiecți într-o lumină favorabilă, iar alții într-o lumină cât mai negativă sau să ostracizeze adversarul. Așa, asemenea exemple le putem găsi la Sputnik MD, la Prime, de exemplu, în știrea despre, difuzată de Prime despre faptul că, virgulă, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a aplicat sancțiuni celor posturilor care nu și-au făcut publice informațiile despre proprietari. Prime a dat de o manieră preferențială, să zicem așa, a alternat imaginile cu textul atunci când vorbea, de exemplu, despre proprietarul Publica TV și Prime și la polul opus când vorbea despre proprietarul Vocea Basarabiei sau despre proprietarul de la Jurnal TV. Au folosit texte și imagini, de exemplu cu Vlad Filat care este în cătușe sau despre Virel Țopa că a fugit din țară de teamă să nu fie cercetat.